Bun găsit, vă spun tuturor iubitorilor sportului buzoian. În această seară avem o emisiune cu totul și cu totul specială, dar până atunci vreau să spun iubitorilor handbalului buzoian o veste grozavă astăzi. În sfârșit, Federația de Specialitate, după 16 zile, a reușit să dea rezoluția pentru protestul pe care formația Gloria Buzău l-a depus în momentul în care observatorul partidei a depistat că pe foaia de joc nu este trecută o handbalistă spaniolă. Știți, este vorba despre partida Retur, în deplasare de la Malaga. E bine, acolo formația buzoiană pierduse din punct de vedere sportiv calificarea pe mai departe, dar acea greșeală, o handbalistă care a intrat în joc deși nu era pe foaia de joc și a și marcat, a fost depistată. E bine, acea partidă până la urmă a fost catalogată cu victoria formației buzoiene 10-0 și iată, formația noastră merge mai departe. Înțeleg că undeva pe data de 4 decembrie se va juca un meci în deplasare în Ungaria cu acea reprezentantă din țara vecină și prietenă, cum se spune așa pe vremuri, în limbaj de lemn, iar o săptămână mai târziu se va desfășura returul aici. Așadar, le ținem pumnii handbalistelor în continuare. Înainte de a începe emisiunea, de a intra în subiectul propriu-zis, vreau să-i urez la mulți ani bunului meu prieten Aurelian Trifan, cel care are legătură până la urmă și cu invitații în această seară, care este nimeni altcineva. Am onoarea și plăcerea să o vă prezint aici pe Alexia Tatu, aici în mijloc. Cea care face furori nu doar în sportul buzoian, ci chiar în tenisul de prin Europa. În dreapta dumneei am insistat și am rugat-o pe doamna Oana Tatu, mama campioanei, să stăm așa la o șuietă, era să zic ca fetele, dar până la urmă asta este și dacă nu o să o lăsăm pe doamna Tatu să ne spună dacă într-adevăr este mama Alexiei, pentru că pare a fi o soră ceva mai mare. Bine ați venit la noi în studio. Bine, mulțumim de invitație. Da, cu mare plăcere. Alexia, înțeleg că ai mai fost într-o televiziune, nu este prima vizită, dar nu într-un direct, așa cum da, se... Da, da. Și atunci trebuie să ne așezăm și noi așa un pic mai bine. O onoare, așa cum am spus și în început. Vreau să spun, am vorbit un pic înainte de a intra în direct, îi spuneam Alexiei că auzisem despre isprăvile ei, de altfel antrenorul Caloian, care va veni aici la masa torturii, era să zic, nu la masa invitaților, o să ne povestească. Nu acest Wimbledon este definitoriu pentru Alexia Tatu, pentru că ea avea câteva rezultate grozave în spate, dar până la urmă, dacă a fost să fie acest Wimbledon pe neprevăzute, cu atât mai bine. În urmă cu 2 ani, Alexia auzise despre isprăvile tale, n-am reușit, nu s-a legat, în fine, până la urmă, iată, după 2 ani... Bine că ne-am întâlnit. Corect, așa. Mai bine ceva mai târziu decât niciodată. Vreau să încep cu doamna Tatu. Doamna Tatu, spuneți-mi, cum ați reușit să o puneți pe direcție pe Alexia? Cum a reușit la tenis? De ce tenis? De câmp și nu altceva? Haideți, spuneți-ne că telespectatorii sunt curioși. Alexia a început tenisul la 6 ani, fiind în școală altfel la grădiniță, domnii profesori i-au dus la tenis, în sala de tenis și de acolo a rămas, a zis că aia își dorește. Eu, având o prietenă care avea copilul, făcea tenis cu actualul antrenor al Alexiei, am întrebat-o și ne-a îndrumat către dânsul. Și din prima clipă în care a pășit acolo, ea a venit acasă și a zis: eu vreau să fac tenis. A fost singurul sport care l-a făcut și noi sperăm că îl va face și în continuare. Alexia, pe ce ți-a picat ochii prima și prima dată când ai intrat în sala de tenis? Păi, în primul rând a fost destul de atractiv, pentru că eram toți copii acolo, cum a zis mama, eram la grădiniță, erau toți copii. Mie, de mică, îmi plăcea să... Fie, îmi plăcea în general sporturile, adică îmi plăcea să mă uit, să fac mișcare, să așa. Și erau mingi, o rachetă, am văzut, nu știu, a fost din prima așa, adică... Dragostea la prima vedere. Da. Dacă n-ai fi făcut un sport individual, ce sport de echipă ți-ar fi plăcut? Probabil că handbal, da, adică și mama mea a făcut și ea handbal. Părăște-o cu toată încrederea. Nu... Și am mai fost la meciurile aici de la sala sporturilor și am, adică, îmi place.
Am înțeles. Da. Doamna tată, am aflat ca și despre domnul tatu, că a cochetat da. Așa cu fotbalul, un stângaci talentat, tehnic, nu știu cum să-i zic. Da, nu știu să vă spun exact. Soțul meu a cochetat cu sportul înainte să ne cunoaștem, nu vă pot spune. Așa sunt bărbații și fac de cap mai înainte. După aceea femeile care intră în viața lor indisciplinate. Nu, că cred că așa a fost conjunctura. Atât s-a putut, atât a făcut. Cred că știu mai multe. Da. Alexei, cred că i-a povestit mai multe. Nu, știu doar că el era foarte talentat. Da. Și îi plăcea, dar nu cred că era așa de muncitor. Am înțeles. Fetele sunt întotdeauna, sunt și mai precoce, sunt și mai muncitoare, sunt mai silitoare, pentru că altfel n-ar fi apărut în viața noastră. Da, o să ne lămurim cu domnul Caloian, că nu o să vin aici. Ce-ți mai aduce aminte de fotografiile astea care rulează acum, mai pe la începuturi? Ăsta nu mai zic, o plimbare. Da, în Barcelona. Ce-ți mai aduce aminte de începuturi, Alexia? Păi, primul rând, știu că am călătorit destul de mult. Și am fost la foarte, foarte multe turnee, aici, la Centrul Național, la selecții, cred. Și, da, ce pot să spun, primul turneu a fost la 8 ani, în Spania, adică primul turneu, să zicem, internațional, a fost... Da. Așa, a fost cu un tennis camp și de atunci am început cât mai multe și cât mai des, cât mai multe trofee, mai multe titluri. Ce primează Alexia? Hobby-ul, pasiunea sau munca asta grea? Unde? Când le pui așa în balanță, care are de câștigat? Păi, eu sunt de părere că dacă nu ai avea pasiune și nu ți-ar plăcea ceea ce faci, în absolut orice neapărat în sport, nu ai putea să te dedici 100% și să muncești atât de mult. Adică nu te mai prindeau 8 ani dedicați? Nu, adică dacă nu-mi plăcea, vă dați seama că miroseam absolut tot timpul. Dacă mai există și ceva în afară de tenis în viața ta? Da, mai există. Adică acum mai ales că sunt clasa 8-a, există și școală. Așa. Urmează și o evaluare națională. Da, urmează. Anul. Și pe lângă tenis, de fiecare dată când mă duc la turnee, sunt călătorii, vizitez, adică nu toată ei, viața ei mea... tot ce e frumos, nu? Din toate da, nu doar tenis și atât. Știu de obicei, spun mari sportivi și tu ești o sportivă mare în devenire, nu mai ai mult, dar bine, cred că domnul Caloian nu de altă părere, nu vrea să ne crească așa niște cornițe înainte de a face marea performanță. Mari sportivi spun, dom'le, n-am timp, mă duc aeroport, joc, saună, mănânc, mă culc, aeroport și am venit acasă. Nu prea au timp de... Tu ai savurat cu... Da, așa e. Trebuie să dedici destul de mult timp, adică aproape tot timpul tău, numai că nu mă plâng, pentru că îmi place și încerc să îmbin. Adică chiar dacă majoritatea, 90% timpul pe care l-am, îl dedic tenisului și activităților pe care le am în tenis și așa, în antrenamente și pregătire și turnee, încerc să-mi bin, să mă mai și, nu știu, să mă mai duc pe afară, să mă mai distrez în ghilimele. Adică faci și lucruri pentru o adolescentă normală? Da, fac. Obicei, acaparează. Da, fac. Faci și lucruri de genul ăsta. Da. Adică, da, am înțeles. Nu am o anumită libertate, adică... Nu. Da. Doamna tatu, v-ați închipuit că fata asta grozavă ar putea ajunge să dea cu crema tenisului de vârsta ei, cum s-a întâmplat la începutul lunii iulie, în momentul în care ați dus-o acolo la tenis? Să știți că am pornit pe drumul ăsta împreună cu Alexia, am sperat și noi ceea ce i-am insuflat și ei și uitați că încet, încet s-a ajuns acolo, chiar dacă cu multă muncă, cu multe chestii și din partea noastră, cu susținerea familiei. Și uitați că s-a întâmplat, poate că nu speram acum, poate că am fi zis că mai târziu, dar știți cum este, trebuie să te urci, dacă a sosit trenul în care a trebuit să se urce și s-a urcat, uitați că a fost o oportunitate pentru ea și se pare că a fost ce a trebuit. Înainte de a vorbi despre partea financiară, despre susținerea familiei, că tot aminteați ceva mai devreme, se va aită vreodată?
Nu. Alexia. Nu. De ce, mamă, nu mai pot, mă doare aici, mă doare aici. Nu. Deci Alexia nu se vaită niciodată. Asta înseamnă că face totul, cred, cu pasiune, cu dedicare. Nu se vaită, să știți. Alexia, în imaginea asta de aici, aveai timp să te mai gândești acasă? Că familia te urmărește, că simțeai așa, de la distanță, susținere? Să vă spun sincer, înainte de meci te gândești, dar în timpul meciului cu adrenalina am fost toată focusată în teren, adică nici măcar în tribune nu aveam timp să mă, nu mă gândeam. Însă, înainte de meci, da, te gândești că cine se uită acasă, ce se întâmplă, unde, așa, dar când ești în meci, ai concentrarea 100% în meci și nu îți mai stă capul altele. Din coace la Buzău, cum era din coace de ecran, doamna tata? Noi ne făcusem o gașcă, da? Bunici rude, și am încercat să o susținem cât am putut noi, telepatic, oarecum, pe Alexia. Știam că va fi o finală grea, jucând cu prietena și colega ei din România, dar uitați că de data aceasta norocul a fost de partea ei mai mult, să zic așa. Da. Alexia, un avantaj sau un dezavantaj jucând împotriva unei colege și chiar unei bune prietene? Vă cunoșteați așa? Da. Slăbiciunile, da. Una alta, aturile? Normal. În primul rând, noi suntem parteneri de dublu, adică am jucat dublu ani, adică 3-4 ani noi suntem parteneri de dublu. Și un avantaj ar fi că știam cam ce îi place, ce nu îi place. Dar și reciproca, nu? Și ea știa ce îți place și ce exact, nu. Exact. Și atunci, ce a făcut diferența până la urmă? Păi diferența poate că a fost, eu zic că m-am adaptat un pic mai bine pe iarbă, adică mie cel puțin mi-a plăcut enorm, enorm să joc pe iarbă. Și nu am, poate, nu știu, mie mi s-a părut că ea a fost un pic mai emoționată, da. Dar... Chiar dacă e mai mare, nu? Cu aproape un an sau un an? Nu. E tot 2000 cu câteva luni. Am înțeles. Da, nu cu un an. Nu știu, eu am fost un pic mai detașat, am riscat poate puțin mai mult și asta a fost atunci, în momentele importante, și poate asta a făcut o mică diferență. Poate fiind și mai înaltă, îți dă și ideea asta de detașare, nu? Nu știu, mie mi s-a părut că tu te-ai mișcat mai iute așa în teren acolo, nu? Cel puțin și la final, când vine sau vine ea așa, of, ce mi-a făcut Alex, mi-a stricat toată... Păi, vă dați seama, mai ales că a avut și 2000 de set în primul set. Da. A demoralizat-o probabil un pic. Am înțeles. Da. Doamna tatu, cum este cu partea asta financiară? Cât de mari trebuie să fie buzunarele unei familii care să susțină jucătoare de tenis? De câmp. Nu știu dacă interesează pe cineva cum am făcut noi rost de partea financiară sau nu. Noi ne bucurăm că am putut să o ajutăm, să o susținem și că nu a trebuit niciodată să-i spunem că tenisul se va opri la un moment dat. Mă înțelegeți? Și acum, că au început să apară și sponsorii de ceva timp, ne este și nouă mult mai ușor. Da. Dar nu cred că interesează pe nimeni. Nu interesează de unde ați făcut rost de bani, Doamne ferește, dar bănuiesc că este, nu este la îndemâna oricui și este foarte greu. Până la un punct ne-am putut descurca. În momentul în care oamenii care au vrut să o susțină pe Alexia și să creadă în ea au început să apară, ne-a fost și nouă mult mai ușor. Cu toate că mai sunt cheltuieli, nu putem să zicem gata, noi nu mai facem nimic pentru ceea ce privește tenisul, dar ne putem descurca. Am înțeles. Se tot face așa acum discuție pe tema facturii la curent, da? Mai înainte erau vremuri ceva mai bune cu întreținerea la bloc, mă rog, cine locuiește la bloc. La dumneavoastră când veneam facturile astea, da, deci aici e racheta, 150 de euro, din coace antrenamentul, atâtea ședințe. Am încercat să le îmbinăm, am făcut tot ce am putut și se pare că cumva am reușit și noi, mă dă seama, să acoperim tot ce a fost de acoperit. Da. Alexia, care e cel mai tare cadou pe care l-ai primit vreodată? Poate din lumea tenisului sau separat, din partea familiei. Cel mai tare? Cel mai tare. Unul la care ai sărit. Wow, și ai sărit în tavan. Trofeul. Trofeul? Cadou. Asta pe care ți l-ai făcut tu singur. Mi l-am făcut eu singur. Nu, din partea familiei.
Păi, cel mai mare cadou din partea familiei ar fi simplu fapt că mă înțeleg și că sunt alături de mine și că niciodată nu m-au criticat sau să mă certe. Nu a existat așa ceva absolut niciodată. Și asta, adică încă sunt recunoscătoare pentru ei și pentru legătura pe care o avem. Cu trofeul acela în mâine, așa, l-ai dedicat cuiva în momentul în care a fost al tău și a spus poftiți, va aparține. A fost al meu după o lună. Așa, știu, da, știu povestea. Da. Păi, trofeul a fost dedicat, să spunem, tuturor, adică tuturor care au fost lângă mine, care m-au ajutat. Și acum stă acolo, casa are un loc special, stă separat de alte trofee într-o vitrină, adică... Am înțeles. Ai un câine așa feroce care îl păzește acolo sau... Am un câine, dar nu da? E prea feroce. Am înțeles. Măcar la intrare ceva cu curent electric, știu eu, adică să stea liniștit cei care... Da, da, da. Am înțeles, da. Și aici este o poveste, am afișat pe Facebook în momentul în care m-am dus la hotel, ne-am cazat și acolo fotografia, în ziarul cu pricina și bineînțeles că n-am putut să mă abțin. Doamnă, fata noastră din Buzău, uitați aici, a zis, da, n-am știut, poftiți, uitați, luați, sunteți cu niște eforturi, cu tot ceea ce s-a întâmplat. Ziarul acela împăturit pe care am scris așa, am simțit nevoia să scriu două, trei gânduri. Doamna tatu, ce vă doriți cel mai mult și mai mult, dincolo de sănătate, dincolo de bla bla bla, nu știu ce mai înseamnă acolo, unde vă doriți să ajungă Alexia? Noi o vom susține necondiționat, atât pe ea cât și pe sora ei, în tot ce vor face, că mi se pare normal părinții să-și susțină copiii în tot ce fac. Deci ea va fi susținută de noi necondiționat, oricât va dori ea. Când va zice ea nu mai vreau sau nu mai pot, decizia ei pentru noi e prioritate. Mulțumesc. Ați fost vreodată plecată la un turneu internațional? Ați da. Încurajat-o din... Am fost de câteva ori plecată și eu cu ea în afară. Recunosc că Gabi a fost de cele mai multe ori. Noi am avut așa o oarecare frică de zbor. Da. Și când am început să ne luăm inima în dinți, cum s-ar zice, am început să ne ducem. Da, și odată cu ea din tribune încercăm și noi să ne stăpânim emoțiile, să ne calmăm, să ne stăpânim emoțiile, să o ajutăm cât putem, nu pe partea cu tenisul, că acolo nu ne pricepem. Da. Dar unde moral, e mai greu? În fața televizorului sau în tribună? Nu, e mult mai greu în tribună, e greu și la dumneavoastră aici, da. Eu nefiind obișnuită cu astfel de interviuri, dar nu... În tribună e cel mai greu, că știm că este acolo și că îi putem da din emoțiile noastre. Dar cu timpul ne călim și noi, se călește și ea mai mult, că are doar 14 ani și eu zic că avem timp împreună să ne călim toți. Doamna tatu, n-ați găsit nimic azi noapte, cum că să apareți lângă Alexia la emisiune aici în direct? Nu, din ce știam că tatăl Alexiei trebuia să vină și așa dacă am dânsul promis... Era titular, dumneavoastră, da. Erați capitan nejucător. Eu era în rezervă. Că ați avansat. Și dacă am promis că venim, noi suntem oameni de cuvânt. Mi se pare și normal. Nici nu mă așteptam să nu știu dacă am făcut exact ce a trebuit sau dacă a fost exact cum v-ați dorit, dar eu zic că mi-am dat toată silința. Fără doar și poate. Ne apropiem, Alex, de pauză ca să facem mai schimb. Alexia, ce ți-ai dorit tu mai mult și mai mult la ora la care vorbim, așa ca o recunoștință pentru familie, pentru cei care sunt aproape de tine? Ce mi-aș dori eu pentru da, ei? Da, ce ți-ai dorit tu? Știu eu, ceva să realizezi cu direcție, destinatar, familie. Păi, să realizez pentru ei... Eu n-am... Clar că și pentru tine, în primul rând, da, dar adică... ca o recunoștință, știu eu, ca un... Păi, în primul rând, nu aș vrea să zic că vreau să-i mulțumesc, pentru că nu ăsta e scopul meu. Vreau doar să-i fac mândri. Știu că deja i-am făcut, dar nu da, strică niciodată da. Prea mult. Și acum... ce-o fi, eu o să mă pregătesc în continuare, o să muncesc, dacă nu la fel de mult,
o să fac absolut tot ce îmi stă în putință, știu că ei o să fie alături și... Necondiționat. Am înțeles. Alex, totuși nu o să ieșim, uite că ai pus fotografiile astea minunate și foarte bine. Doamna tatu, cum a fost, cum v-ați trezit, cum ați ajuns acolo la aeroport? Da, noi ne-am făcut o gașcă de acasă, avem foarte mulți fini. Și am zis, haide să-i luăm pe toți. Finul 1, finul 2, finul 3, ați dat acolo și delegații. Ne-am consultat cumva și cu antrenorul Alexei dacă e de acord să apărăm așa gașă mare la aeroport. Și am zis că pentru un asemenea rezultat chiar se merită. Și am fost foarte bucuroși când i-am văzut și emoționați totodată și noi și ei. Nu vedeți că am fost și cu mic și cu mare, am fost toți. Alexia, tu știi ceva de toată armata asta care te aștepta? Nu știi. Ți-a fost știam. O surpriză totală, nu? Nu, chiar nu știam. Și erau și acolo reporteri, erau... Am venit, toată lumea a început să strige și nu... Era și seab, era de fapt dimineața, era vreo 3 dimineața. Așa, da. Și eu dormisem pe avion, înțelegeam ce se întâmplă, de unde, toată lumea de aeroport se uita cine a venit, cine e, nu înțelegeau. Mama într-un colț striga, da, cine e, toată lumea prezentă, da, 28 de, da? Da, și eu am fost bucuroasă, i-am văzut, îmi era dor de ei, pentru că eu înainte de Wimbledon eram la Summer Cup în Italia și tot așa am fost plecată de acasă destul de multă vreme, mi era dor de ei, am văzut... Alexia, ăsta a fost primul moment, cum că ți-ai dat seama că celebritatea asta nu e chiar așa de ușor, nu? Da, a fost primul moment când am văzut, dar înainte m-am gândit, adică am realizat și eu că este nu neapărat greu, poate să fie un pic incomod, a fost un pic incomod la început, dar ușor, ușor mă obișnuiesc. Și asta e de-abia început. Da. Da, Doamne, să fie din ce în ce mai complicat cu celebritatea de asta de punct de vedere, să fie aclamată, să fie adulată, așa cum stă foarte bine unui sportiv care muncește și iată care obține rezultate la o vârstă atât de fragedă. Doamna tatu, mulțumim frumos pentru prezență. Ar trebui un premiu Oscar pentru ce ați creat. Era odată pentru mama, nu mai știu, era o mare actriță, îmi scapă numele acum și ar fi primit un premiu Oscar pentru creație. Așa ar trebui și la dumneavoastră aici. Poate vă conferă primăria, Consiliul Local. În fine. Da, aceasta a fost prima parte a emisiunii noastre. Rămâneți că ne întoarcem imediat. O să îl invităm aici pe domnul Gabi Caloian, antrenorul meritos al campioanei noastre. Da, mergem în publicitate. Am revenit pentru partea a doua emisiune în această seară. Fac din nou prezentarele. Lângă mine, Alexia Tatu, proaspăt câștigătoare a Wimbledonului sub 14 ani. În dreapta ei, iată, a venit antrenorul aici la teren să-i ofere sfaturile și susținerea de care sunt convins bună că seara. Orice sportiv, domnul Gabi Caloian, pe care l-ați mai văzut aici la noi la emisiune. Domnul Caloian, ce vă mai aduceți aminte de primii pași ai Alexiei în momentul în care a venit într-o zi de toamnă? Când a fost? Primăvară. Da, într-o zi de primăvară la un program școală altfel, o săptămână altfel, ca așa neapărat școală altfel, săptămână altfel, un program școlar, grupe de grădinițe, n-a fost singura grupă de grădinițe care a venit la noi la orele de tenis. S-a întâmplat să fie, eu să am norocul, iar să fie călăuzită către tenis și așa a fost să fie, un noroc... De ambele părți. Cum arăta Alexei atunci? O fetiță mică. Așa, da, se distingea ceva din grup de acolo? Că de obicei la grădință mai sunt șefe. O fetiță foarte vioaie, foarte plină de energie și dezvoltă în tot ceea ce făcea. Adică din primele clipe, de la primele antrenamente, mi-am spus că poate fi un mare sportiv. Așa consideram eu atunci, un mare sportiv. Nu neapărat că să obțină la momentul de față un astfel de rezultat despre care vorbim, dar cu siguranță o jucătoare de tenis. Adică auspiciile din prima... Da, așa am crezut la momentul ăla, așa am crezut tot timpul și momentul respectiv și de atunci încoace și cred în continuare. Adică părerea nu mi-a fost schimbată cu nimic. Între timp, care ar fi calitatea numărul 1 pe care o consideră antrenorul Alexei? Puterea e mentală. După părerea mea. Cel puțin pentru moment.
putere mentală, de a se concentra, așa cum a spus și ea, de a se focusa în mare, mare parte doar pe joc, în cadrul terenului de tenis. Bineînțeles că există factori externi de diferite, să zicem așa, părți ale terenului. Sunt factori externi și poate și din cauza vremii, din cauza suprafeții de joc, din cauza mingilor, din cauza jocului adversarei, ca și discutam mai devreme de primul meci de la Monte Carlo. A fost o adversară pe care noi, sau ca tip de joc, nu am întâlnit-o până acum. Ea nu a întâlnit-o în cazul. Nici eu nu am întâlnit asemenea jucătoare. Jucătoare destul de mare, dar cu niște mișcări și niște lovituri atipice. Și atunci nu știi la ce să te aștepți. Nu știi cum să te raportezi în momentele respective, să-ți calibrezi jocul. Asta așa, ca o... Da. Și ea, zic că în mare parte, 99% din meciuri, ea așa rezolvă ecuația de pe teren. În puterea ei mentală de a se adapta, sau de a-și adapta jocul și în funcție de condiții și în funcție de adversar. Pentru că, eu zic că asta e chiar ziua de astăzi în tenis. Că Alex, de pregătit să pregătesc toate fetele. Alex, îți mai aduce aminte când te-ai dus acasă după primul antrenament serios? Ce ai spus? Te-a întrebat mama, cum este acolo? Cum e domnul antrenor? Tu poate că țin minte, dar pot să ghicesc într-un fel ce aș fi putut spune. Probabil că, bine, prima antrenament serios a fost după mult timp după ce am apucat eu de tenis, adică la început, da, jucam și eu, mai de plăcere, bine, și acum joc de plăcere, dar jucam așa. Jocurițe. Și, da, m-am dus, am zis că îmi place foarte mult, vreau să continui, că nu știu ce, că poate se poate întâmpla ceva datorită tenisului. Și ceea ce s-a și întâmplat? Da. Doamne ajută, în mulțumesc. Domnule Caloian, în momentul în care ați început și tactic, de obicei copiii vin să mai distrează, să mai lasă. Ei, în momentul în care începe să lucreze serios, unii dintre ei mai dau bir cu fugiții. Cum a fost în cazul Alexei? Așa cum a spus, puterea ei mentală în joc s-a dovedit de la primele turnee, de la primul turneu în care am fost împreună cu mulți ani, acum 6 ani de zile, la un turneu la Băile Govora. I-a câștigat din primul meci de Under 10 FRT la 8 ani. Și chiar de atunci, dinaintea turneului, noi am avut anumite antrenamente tactice pe care ea și le-am însușit foarte, foarte bine. Iarăși am lucrat cu diversi sportivi, diverse fete sau diversi băieți, diferite vârste, de la 8 ani la 16 ani, diferite categorii, sau ne-am întâlnit copii care joacă la nivel național, copii care joacă internațional, chiar și la loturi naționale. Eu cum ocupând într-o oarecare parte de lotul de 12 sau 14 ani cu băieți de 12, 14 sau 16 ani, așa, și văzând lucrul ăsta, chiar și acolo sunt puțini sportivi care lucrează tactic și câștigă meciuri din punct de vedere tactic. Sunt jucători care câștigă din punct de vedere al pregătirii fizice, sunt mult mai bine pregătiți fizic. Unii din sunt talent bănuiesc. Unii sunt foarte tehnici, unii dintre jucători sunt foarte tehnici, unii sunt și reți, în sensul că caută să provoace adversarul și să te scoată din mână, să creeze anumite disconforturi. Dar în cazul ei, partea tactică și... Așa cred eu și noi, eu așa sunt în asentimentul ei, cred. Noi discutăm foarte mult tactic și la antrenamente și de cele mai multe ori înainte de meci. Poate în seara înainte de meci, depinde unde, dacă suntem împreună sau nu, poate chiar înaintea meciului, dacă mai avem, eu mai am informații proaspete sau ea a aflat ceva și atunci încercăm să sintetizăm, să punem așa pe tapet ultimele noutăți despre adversară, despre, știu eu, despre zgură, îmi spune, alunecă prea tare, sau sare mingea, sau racheta, nu simt racordajul rachetei la fel de bine cum l-am simțit ieri. Sunt chestii care diferă de la joc la joc, de la zi la zi, și atunci le adaptăm, le completăm. Da. Care a fost ajutorul pe care l-ați primit dumneavoastră ca antrenor din partea familiei? Ajutorul este permanent de la început și până în ziua de astăzi, în primul rând, ca și încredere. Părerea mea că ăsta e cel mai important ajutor, încrederea pe care ți-o poate acorda și chiar familia, ambii părinți și bunici și toți din jur, adică eu am simțit lucrul ăsta tot timpul și simt tot timpul lucrul ăsta și de la ceilalți părinți care am fost și acum
părinții celorlalți copii care am fost acum la Monte Carlo, am simțit tot așa, deși l-am mulțumit pentru încrederea acordată, lăsând un copii în grijă, și eu zic că au avut o evoluție onorabilă pentru echipa României, că acolo s-a jucat individual, dar s-a jucat din partea Federației Române de tenis. Și eu sper că această încredere să conteze în continuare la fel de mult. Da. Alexia, care e orașul pe care l-ai vizitat până acum și care ți-a părut cel mai frumos? Iată, aici avem imagini chiar de la Monte Carlo. Da, probabil că Monte Carlo. Ce ți-a plăcut cel mai mult în afara turneului? Cel mai mult, probabil că, bine, nu e chiar în afara turneului, dar baza este superbă, mai ales este lângă mare și e așa pe o, de fapt nu e pe o stâncă numai, că vezi o stâncă și scase și... Un zid, așa. Da, la marginea unui zid, așa, și parcă e intrată, baza parcă e intrată în mare, parcă face parte din mare. Da, și vedeai vapoare, croaziere și așa, când jucai, adică era wow. Da, cea mai frumoasă bază, și eu pot să spun că cea mai frumoasă bază de tenis, luând-o ca poziție. Nu putem compara bazele de la Wimbledon, arenele, e mult mai complex acolo, arena de la, și eu, baza de la Wimbledon, am fost la Roland Garros și am fost poate și la Academie, dar felul în care este construită, unde este și fiind pe malul mării, e ceva apart. Domnule Caloian, cât de ușor sau cât de greu se colaborează cu Alexia? Eu tot timpul am lucrat foarte ușor cu ea. Nu există să lucrăm greu, să nu... Că apar, știu eu, nu neapărat divergențe, ci păreri despre tipul de antrenament, despre joc, despre analize. Astea sunt normale și fac parte din viața unui sportiv și a unui antrenor, a unui cuplu, că așa suntem în cuplu. Da. Da? Mă refer pe partea tehnico-tactică, pe partea de joc. Dar, așa cum am spus, de fiecare dată și mai devreme, atât timp cât putem discuta tactic niște lucruri care ale sunt cele mai importante în transmiterea unor idei și le punem în practică, de aici spune totul. Adică dacă n-aș putea să transmit anumite idei și ea nu le-ar primi și nu le-ar pune în aplicare, atunci, într-adevăr, cred că ar fi mult mai greu să lucrez cu ea sau ea să lucreze cu mine sau să lucrăm împreună dacă nu ne-am potrivit din punctul ăsta de vedere. Eu a zic că ăsta ia tu nostru, că putem comunica sub aspectul ăsta, tehnico-tactic, și ea poate pune în aplicare aproape în orice situație, în orice regim de joc. Alexia a devenit cunoscută în adevăratul sens al cuvântului după acest turneu londonez. Oare era nedrept de necunoscută aici, la Buzău? Categoric. Ceea ce făcea înainte? Categoric. V-am auzit spunând, domnule, păi ce făcuse ea până la Wimbledon? Știu, era mai mult decât suficient. Asta a fost, nu? Prima reacție, unde a fost până acum și de ce? Nu, deci turneul de la Wimbledon e de o anumită valoare, de o anumită însemnătate în lumea tenisului. De expunere până la urmă. De expunere, da. De expunere, categorică de expunere, dar pe lângă expunere și felul în care este organizat și felul în care au fost tratați acești juniori. Adică juniorii au fost tratați la fel ca sportivii mari, acela setup-uri de joc, de vestiare, de tot ce înseamnă grijă, transferul de la vestiare către arenele de joc, înapoi, arbitrii, copii de mingi, camere de la vedere, transmisii live, tot acum pentru așa. Atunci, semnătatea turneului e dată de toate aceste ingrediente specifice unui turneu de Grand Slam. Dar totodată a fost mult, mult mai, după părerea mea, turnee mult mai grele. Mai grele de dus în sensul de tipologii de joc, de anduranță, de durată, cu jucătoare poate mult mai valoroase, mai experimentate, jucând 16 ani, jucând 18 ani. Și atunci a fost înainte și chiar după Wimbledon a jucat turnee de 18 ani, eu zic cu turnee mult mai grele din punct de vedere tehnico-tactic și de dus față de jocurile de acolo. Acolo e diferit, în primul rând, e diferită suprafața. E cum te raportezi la suprafață și cum te adaptezi la suprafața respectivă. Mai lipsea să-i dați pentru prima dată o rachetă în mână, nu? Dacă pentru prima dată a jucat pentru ea. Ce e asta? Iarbă? Da, de ce ai jucat? Da, fiind ceva ce-o fie aici, un polonic. Da, data și iarbă. Și mai e un aspect pe care, nu știu dacă noi l-am spus, dar cred că și ea l-a mai spus. Acolo sunt mingii diferite.
Deși pare că dacă ne uităm așa sunt da, aceleași mingi de tenis. Da, 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 nu, nu. E singurul loc până acum întâlnit de noi în care mingile sunt total diferite. Au altă compoziție, sar altfel, au altă greutate, e o greutate diferită, nu pot să spun acum cât sau plus minus, dar se simt altfel în rachetă, pleacă altfel din rachetă, zboară altfel, nu? Da. Asta a fost, astea fost primele două lucruri pe care le-a constatat și ea și amândoi, iarba, cât alune și așa și când ai stabilitate, și mingea. Astea au fost primele două lucruri care, dacă nu te raportezi la ele și nu te adaptezi imediat, da, să termină turneul. Alex, te rugăm frumos să mai pui fotografii de la Wimbledon, dacă ai făcut-o până acum sau dacă nu de acum încolo. Alexia, în momentul în care a trecut cu bine, s-a încheiat acel turneu, atunci te-ai simțit cu adevărat campioană sau comparativ cu celelalte adversare de care vorbea domnul Caloian mai devreme, poate mai mari, poate mai experimentate. Asta a fost primul prag la care, domnule, acum chiar sunt campioană, în momentul în care acolo la Wimbledon a fost tratat cu aceeași interes și cu aceeași morgă, nu știu cum să-i spun așa, în momentul în care a fost tratat la modul serios, acolo te-ai simțit pentru prima dată campioană la Wimbledon? Nu, adică... Uite imagini care rulează acum. Da. Eu după absolut fiecare turneu câștigat m-am simțit o campioană și chiar dacă nu l-aș fi câștigat sau așa, mereu am avut setup-ul ăsta și am crezut. Și nu pot să zic, adică da, Wimbledon nu fiind mai mult numele și așa, vă dați seama că a fost m-a lovit așa să zic un pic diferit. Dar întotdeauna nu am zis niciodată că uite, am câștigat Wimbledon, acum pot să zic că sunt o campioană. Adică tu la final, cu alte cuvinte, ai spus, domnule, bună ziua, eu am venit, mi-am făcut treaba, am luat trofeul, mă duc acasă și cu asta basta, nu? Da, exact. Nu pot să zic că nu l-am tratat ca pe un turneu diferit. A fost un pic diferit, însă nu pot să zic că... Rezultatul tot ocupă. Da, da, adică... tot un titlu, da, e un titlu. Care deci, altă însemnătate. Da. Deci să recapitulăm. Ai luat marele trofeu, ai venit acasă fără el, că a fost trimis după aceea prin poștă. Înțeleg că aveați deja biletele de avion comandate, nu știați că o să ajungeți chiar până la sfârșit. Nu știa nici procedura că trebuie gravat, că da? Nu, cât durează gravarea lui, nu. N-aveau eu acolo un marcă să scrie. Nu, nu, nu. Da. Așa e tradiția, probabil. După aceea, la aeroport, nu? Ai primit-o cu mare pompă. După aceea, a doua zi, au venit de aici la Buzău. S-a deșteptat lumea și pe aici, pe la Buzău. Au venit, te-au fotografiat, te-au filmat. Tu, odihnită, bine mersi, pe urmă te-ai urcat, ai plecat către Curtea de Argeș, acolo. Cum a fost la școală? E, domnule, fata noastră, Wimbledon, e altceva acum, nu? Da, adică la festivitatea de deschidere la școală am fost și eu pe scenă acolo. Dar... după aceea, adică, profesorii mă înțeleg și sunt recunoscători pentru că mă înțeleg, adică ar fi fost extrem de dificil dacă nu m-ar fi înțeles. Însă, ok, a fost atunci perioada aceea, dar acum nu, sunt tratată ca o elevă normală, adică nu se fac diferențieri sau așa. Nu-i nimeni niciun profesor? A, da, tatu, iar ai plecat, tatu, ce mai ești eleva școlii noastre, nu? Cred că mai da? Zic așa. Poate că mai sau măcar așa din privire. În gândul lor, nu știu, dar... Nu se transmit direct. Da, nu știu. Da. Mai dat autografe, te-au cerut colegii la școală, acolo, știu, nu știu, ceva la modul ăsta. Un covor roșu, ceva, hai, cum a fost? Pune-ne un pic despre ziua asta, când s-a la școală, prima zi. Păi, prima zi am fost acolo, știam că trebuie să mă duc pe scenă și... Că trebuie să te părați că ce ai făcut la Wimbledon, da? Da, și să țin să zic un mic discurs. Am fost la cancelari, m-au felicitat profesor. Ai vorbit în engleză sau în română? În română. În română, am înțeles. Da, și... mă rog, m-am dus pe scenă, am ținut discursul, care a fost un discurs emoționant, da, să zic așa. Mai emoționat decât la acolo pe da, teren imediat? Da, mai emoționat, mai emoționat. Și s-a încheiat discursul, a încheiat ceremonia și tot, și gata. Adică, toată lumea la carte, gata, toată lumea s-a la terminat. Carte, da. Am înțeles. Da. Domnul Caloian, cât de costisitor este sportul ăsta? Foarte, foarte costisitor.
dacă punem la socoteală, și că ar trebui să punem la socoteală, zic eu, deplasările la turnee, mă dați seama, plus minim 2 bilete de avion, cazare o săptămână, masă, plus alte cheltuieli care mai apar în cadrul unui turneu, știu, rachete, racordaje rupte care trebuie să refăcute, alte servicii, un masaj sau chestii care țin de refacerea sportivului și iarăși ținând cont câte 10 de turnee, 20-25 de turnee în cadrul unui an, foarte costisitor. Doar și pe lângă faptul că e costisitor lună de lună, nu-i cheltuie odată și s-a terminat și e rezolvat ceva. Adică lucruri, mai ales la partea de juniori, la 14 ani, ea mai are încă 4 ani de jucat până la 18 ani. Până la, poate va, Doamne ajută, să ajungă să joace mai devreme, poate la 16-17 la seniori. Și chiar dacă joci la 16-17 la seniori, prin turnee pe care le joci pe bani, gândiți-vă că la primele turnee, ce înseamnă turnee de 15.000, sunt primele turnee VTA pe bani, câștigătorul ia în jur de 1.000-1.300 de dolari, da? Pe când pe noi un turneu, sub 1.500 de euro, nu prea ne costă, adică un turneu extern. Adică e posibil să te duci să câștigi un turneu și chiar jucătoare de la noi din țară de 18-19, dar nu sunt, și au câștigat un turneu, maxim două, deci vă gândiți să câștigă în jur de 3-4-5.000 de euro pe an. Iar costurile de întreținere unui astfel de sportiv, v-am zis, doar de partea de deplasări și așa, e mulțit cu zero. Adică sunt 5.000 ori mulțit cu 10, mulțit cu, deci în jur de 50.000 pe an. Asta este un minim. Asta este un minim din cauza costurilor de deplasări. Pe urmă, sunt și alte costuri de bază materială. Da? Unde, în sensul de unde te pregătești. De ce ai nevoie? De teren. Cât de greu vă descurcați dumneavoastră cu baza materială acolo? Acum, bază, noi totdeauna am spus că pe partea de vară nu avem nicio problemă. Adică avem baza noastră de tenis, unde avem 4 terenuri, acolo nu avem nicio problemă pe partea de vară. Adică din aprilie, uitați, până la 1 noiembrie, noi ne pregătim afară fără niciun fel de problemă. Chiar dacă avem, să zicem, turnee pe hard și aici, ce înseamnă afară, găsim undeva să ne antrenăm. Chiar în apropiere la Focșani sau la București, găsim pe partea de outdoor. Pe partea de iarnă, pentru Alicia de acum încolo, înseamnă numai turnee pe hard. Turnee pe hard, suprafețe pe hard indoor, în România, sunt, cred că, maxim 10 săli în care sunt suprafețe. La București avem 4 terenuri, 3 la Centrul Național și 1 la Pescariu. S-au mai făcut 2 la Olga Guidin, la o școală privată. E posibil să pună și acolo balon și ar mai fi încă 2, deci 6 terenuri. Și cam astea sunt în împrejurime. Da? Deci alte terenuri, mai sunt 2 la Constanța, la Bright, și până altă parte nu știu pe unde mai sunt. Dar oricum în apropiere, deci astea ar fi cele mai aproape terenuri de hard. Da? Noi sperăm, avem promisiunea, adică mai mult decât promisiunea, sperăm ca în scurt timp, într-o lună sau cel puțin până la sfârșitul anului, la sala de sport unde am făcut noi, unde a început lecția tenisului la Liceul Marc Roman, e într-un amplu proces de renovare, să reușim să facem și această suprafață de hard. Adică Alexia, spre exemplu, peste vreo 10 ani o să pună acolo, da, aici a început Alexia Tatu, primul schimb de mingi. Oricum acolo a început. Cu însemnătatea de rigoare, peste vreo 10 ani, așa, nu? Noi sperăm că mai devreme, termenul ăsta de 10 bine, ani. Bine, adică vă refer la punctul maxim deja. Să știți că la fete punctul maxim, poate avem exemplu Răducanu, Emma Răducanu. Da, exact. Poate fi un punct maxim ce a realizat până acum la 18 ani. Nu știu dacă va mai avea un alt punct maxim. Dar și ce a realizat într-un singur turneu. Din recalificări, fără seturi pierdute. Da, ăla e 18 ani, da? Și jucând cu Leila Fernandez, adică altă tânără. Da. Bianca Andreescu și mai sunt, Coco Gauff, da? Jucătoare care, iarăși, jucătoare foarte bune, cu care Alicia a jucat la acest turneu la Monte Carlo și sigur v-am auzit de ele. Adică sunt, eu zic că ea este la nivelul lor și ele sunt la nivelul Alicii. Sunt cele două câștigătoare de la Monte Carlo, Xenia Efremova și Elena Kovașkova, rusoaică și cehoaică, și alte din generație ei. O gâgâlice de fată ce am văzut din fotografie acolo. Da, nu are mare importanță înălțimea totuși la vârsta asta, pentru că e vorba mai mult de o agilitate de joc. Mai încolo, într-adevăr, cu siguranță va face diferența forța pe care o ai, stăpânirea de sine. Acum poate joci și într-o anumită inconștiență a copilăriei, pentru că se întâmplă lucrurile astea la vârstă fragedă. Mai încolo, când ele conștientizează ceea ce se întâmplă cu ele și în jurul lor, nu mai sunt aceleași trăiri.
Plus că apar alte fenomene în viața lor de adolescente și nu mai pot fi tratate lucrurile de ele ca atunci când sunt doar niște copile. Corect, și atunci apar fluctuațiile astea, undeva se vor egaliza, sigur se egalizează, în jur de 16-17 sigur, și apoi urmează etapa primordială, trecerea clară către senior. Dar aici, iarăși, o perioadă de 2-3 ani de zile de tranziție către senior și acolo, la 17, faci pasul sau nu atunci către senior, sau pasul ăla celălalt trebuie să poate fi de 2-3 ani sau cine știe, până ajungi să faci o mare performanță. Da. Alex, te rugăm frumos să mai pui o dată imagine de la Wimbledon și cu un pic de sonor așa, ca să auzim și atmosfera și cum s-a terminat, să o auzim și pe Alexia cum o rupea acolo în engleză și s-a emoționat toată lumea, inclusiv din fața televizoarelor. Domnule antrenor, sunt convins că de fetele se vor mai auzi, că le trece pe lista acolo. Da, și asta a fost bătută de Alexia și ea a luat bătaie de la Alexia și ea a luat bătaie de la Alexia. Va fi un grup în care, un grup select. Eu zic că este un grup select și dovadă că ea face parte din grupul ăsta select, care a fost la Monte Carlo, ea fiind cea mai mică participantă la categoria de under 16. Dar de-abia am împlinit 14 ani, de 2 luni, și a venit acolo să se lupte Să lupta cu cine și cu cine a picat la sorți, că n-am avut, nici nu prea am avut de ales, n-aveam decât 2-3 variante dintre, că așa a fost tragerea la sorți, au și fost și alte două românce și atunci nu puteam să picăm în primul tur cu ele și nu prea aveam alte variante de tras la sorți decât 2-3 jucătoare. Înainte de a spune povestea, care este povestea, faptul că Alexia a ajuns până la urmă la turneul londonez, Alexia, aveai un speech pregătit? Nu? Nu știu, eu n-am făcut engleză în viața mea, n-am făcut. Poți să-mi spui orice vrei din traducere. Adică înainte m-aș fi gândit așa ce aș putea să spun, adică care ar fi putut să fie întrebările și ce aș fi putut să spun, dar când eram acolo m-am cam pierdut. Deci când a spus acolo, game set, Alexia, tatu, gata, m-am nevărat. Da, adică eu când aici, când eram la interviu, nu mai țin minte exact ce ai spus și de ce. Nu mai știu ce am spus, nu mai știu de ce am spus, cum am spus, nu mai știu. Am înțeles. Eram emoționată, aveam adrenalină în mine. Doar le-am anunțat că antrenorile ne-au transmis că indiferent cine câștigă, va fi un speech la final. Dar nu cine câștigă face cinste. Da, oarecum am făcut între noi, dar așa ne-au transmis organizatorii. Alexia, zi-mi cu cine faci limba engleză și ce a zis în momentul în care te-ai tăiat la școală. Fezal, tatu, ce mi-ai făcut acolo? Ai făcut dezacordul? Nu știu, habar n-am. Nu mi-a zis absolut nimic de engleză. Nu cred că s-a uitat la discuție sau ceva. Dar poate s-a uitat în seara, dacă nu, în reluare. Nici eu nu m-am uitat, nu am vrut să-l văd. Nu știu de ce. Nu am avut plăcerea asta. Da. A trecut. Oricum, cea care spunea întrebările era cel puțin la fel de frumoasă ca și tine acolo, cel puțin așa să vede la masă. Era accentul, în primul rând, și mi-era foarte greu să înțeleg ce zice, pentru că avea accentul britanic. Ea vorbea mai britanic și ceva mai american, așa? Da. Și mi-a fost complicat să înțeleg ce zice, că vorbea și foarte repede. Da. Da. S-a descurcat foarte bine. Am dresul eu cum am făcut acolo. Oricum, e clar, ai avut mai puține emoții aici decât emoțiile de la școală. Asta ai spus-o mai devreme. Îți menții ce ai spus mai devreme, nu? Da, menții. Da. Ce a zis mama când te-ai întors acasă și când ați avut prima discuție? Că mama e aici lângă noi, nu ne aude. Despre toată tărășenia asta, despre discuții. Prima discuție a fost acolo, la aeroport. M-am felicitat, oricum era tot un zâmbet, toată lumea era foarte fericită și mândră, eu și tot așa foarte fericită. Da. Domnule Caloian, haideți spuneți-ne povestea asta cu turneul. Cum a ajuns Alexia la turneu, la Wimbledon? În primul rând a ajuns datorită evoluțiilor de până în turneul de la Wimbledon, în sensul că ea a acumulat punctaje în tenis Europa Under 14, punctaje făcute și în turnee Under 14 și 16. Pe principiu, cine nu-i cu minte, iată ce pățește. Ajunge la Wimbledon dacă se duce la niște turnee. Că dacă te duci la niște turnee și n-ai niște rezultate notabile, că n-ai niște turnee câștigate sau finale jucate, nu prea. Au fost niște lucruri care s-au legat, nu? S-au legat. A fost, în primul rând, un noroc al nostru, al ei, că a ajuns la momentul respectiv să fie evidențiată datorită poziției în clasamentul tenisului european la locul 5.
N-a fost chemată de Federația Internațională, de Federația Română de Tenis, a fost direct de organizatorii de la Wimbledon. Adică de Alteța Regală, nu? Sau nu știm cine, de manager, player acolo, ca așa se numea o doamnă care făcea convocările și care s-a ocupat de noi toți. Și a fost o invitație întâi către Federația Internațională, către Tenis Europe, transmisă Federației Române, un mail circulat așa, în care singura jucătoare invitată, ea a devenit și favorită numărul 1 a turneului, nu știam la momentul respectiv. Alexia era în Italia cu echipa națională Under 14 la turneul final, juca acolo în turneul final. Ea era jucătoarea numărul 1 a echipei noastre la turneul final din Italia. Era chiar într-o pauză de meciuri, așa, când eu am aflat de această invitație doar era o poză dintr-un mail transmisă de cineva de la federație. Și a venit domnul Caloian și a spus: strânge repede lucrurile că avem ceva mai important, că mergem în Anglia. N-am realizat. Deci asta e pur adevăr. N-a realizat nicio importanță și dorința de a fi acolo musai. Da? Dar zis, uite, Alexia, uite, am primit invitație așa, amândoi să mergem la Wimbledon. Erau strict către jucători și antrenor, asigurând ei absolut totul. Da? Cazare, masă, bilete de avion, absolut tot, pentru două persoane. Și zic, vrei să mergem? Și a stat puțin așa, dar nu mult, bă, da, ce o să fie? Zic, nu știu ce o să fie, că nici eu nu știu nici măcar formulat de concurs, pentru că nu era în calendarul nostru. Și fiind prima oară când se organizează turneul Under 14 la un turneu de Grand Slam la Wimbledon, nu au fost niște reguli clare știute de multă lume. Ei au ținut oarecum, nu neapărat la secret, dar au făcut o selecție a lor. Da? N-a fost o selecție transparentă pentru noi, pentru că ei au invitat sau au făcut turnee de precalificare în diferite zone. Că au fost, noi am jucat cu o fată din Mexic, nu? Din Argentina și cu o englezoică în prima fază, în prima în grupe. Da? Practic primul set la mexican, că acolo da. Primul și singur. Da. A fost din Japonia, mai fost o fată din Australia, deci a fost mai din toate continentele și diferite stiluri de joc. Și acolo ne-am văzut și noi cu ele, nu știam cine sunt participante, doar știam de Andreea Soare, că fusese la un turneu de precalificare și cum cu o englezoică care câștigase și ele fete de lor național, care câștigase turneul de precalificare. Atât, fusese un turneu de precalificare la Roehampton cu o lună în urmă. Da, dar nu se știa că va fi într-adevăr un turneu de Grand Slam. Asta, precalificare, un turneu de junior la Wimbledon. Toată lumea așa știa. Adică, cred că și Andreea Soare, când s-a dus, nu cred că știa și dădea seama că, wow, exact, va fi un turneu de Grand Slam pe terenurile centrale. Noi credeam că și atunci când ne-am dus și ne-am antrenat întâi la Roehampton și până ne-am dus în baza centrală și ne-a arătat terenurile de antrenament și oarecum acolo credea că se joacă meciurile de junior. Deci v-ați dus așa într-o joacă și ați făcut la modul profi, la modul serios, nu? Fiind relaxată, cred că ți-a fost foarte... Da, a contat foarte mult și faptul ăsta, că a fost foarte relaxată și ne-am luat fie ce-o fi și pas cu pas. Da. Domnule Caloian, cum se face că, iată, vârfurile, două românce care s-au calificat acolo și au jucat chiar finala între ele, din două orașe mici, Medgidia și Buzău? Cred că și ăsta e un factor care nu neapărat că dă de gândit, dar totodată, eu zic că reprezintă munca sau apanajul unei familii, adică unui grup, care așa, familie, antrenor, copil, care au liniștea să lucreze și nu au factori mulți externi în sensul de... Cum e în București, unde sunt multe găști și de fete, băieți sau și antrenori, sunt mai răi între ei, din ce am văzut noi tot mergând așa. Mai mult stres și mai puțin înțelegere. Nu neapărat mai mult stres. Sunt invidii, sunt așa. Probabil noi între noi aici n-am avut cine să ne invideze așa și am putut să lucrăm lucrurile. Acolo, într-adevăr, apar chestii de genul ăsta, apar factori ăsta este. Dar, totodată, sunt două fete, amândouă au fost în lotul național numărul 1-2 când una, când cealaltă. Adică și când am fost împreună la lot, n-a contat care a jucat numărul 1 sau numărul 2 în cadrul echipei, s-au susținut una pe cealaltă, au fost și sunt partenere dublu și vor fi în continuare în anumite turnee, atât cât avem un calendar comun. Dar ăsta cred eu că și dovadă că și la alte generații sau așa și băieți avem băieți foarte buni, Urzică din Bacău, de 2008, Bențăr din Brașov,
Ghețu acum, el din București, de asta, adică pe stângă copiii din București sunt, eu zic că mai mult sunt cei din provincie care vin și așa, și chiar dacă sunt unii din București, sunt unii ajunși tot din provincie. Adică avem fete și 2007, Oana Federica, care e fată de rol național, așa, Ruxi Bertea din Brăila, mai mare, 2006. Sunt multe exemple de genul ăsta din locuri în care apar talente și se dezvoltă. Într-adevăr, e greu să dezvolți până la marea performanță, pentru că din momentul în care începi să joci, nu prea mai rămâi în orașul natal. E bine să ai o bază să așa, ești mai peste tot în lume. Adică și Alexia, cred că maxim din 10 luni ale anului trecute, dacă adunăm, cred că sunt maxim 2 luni când stai acasă. Ultima lună ce a stat și cred că încă o lună adunate din toate celelalte. Dacă stătea la bloc, o putea doamna tată să o scoată de la întreținere cu mare artă. Da. Alex, te rugăm frumos să punem imaginile acelea de la guvern și de la Consiliul Județean. Alex, spunem, are un miros aparte, gazonul ăsta de la Wimbledon? Da, asta a fost chiar printre primele lucruri pe care le-am remarcat acolo. Am fost acolo, m-am dus prima oară la antrenament și mirosul a ieșit în evidență, pentru că niciodată când am intrat pe un teren de tenis nu a fost, adică ori era zgură, era praf, era temur de rei, ba hard, era, nu știu, hard, cum era? Da, ciment. Și acolo, mai ales în primul rând baza, că erau atât de multe terenuri și așa, am intrat și da, s-a remarcat mirosul. Da. Ce ai adus acasă cu tine mamei, spre exemplu, sau tatălui, părinților? Ai venit cu un suvenir, ceva anume de acolo? Primul rând trofeul. Așa. Și da, mă, de la magazin. N-ai avut timp. Nu, au fost acolo magazina și, nu știu, umbre, loc, o șapcă. Da, aș vrea așa, două de acolo, una de acolo, trei de acolo. Puneți-le pe toate, nicio problemă, că avem gașcă mare. Și am mai luat prosoapele, că la fiecare meci ne dădeau câte două prosoape și am luat și prosoapele. Am înțeles, da. Iată, am ajuns la jumătatea rulării acestor fotografii la Consiliul Județean, mai înainte la guvern. Unde a fost mai emoționant? Acolo sau aici? Întrebare grea. Probabil că aici. Aici, la Consiliul Județean. Da, fiind acasă și toată atenția era asupra mea la guvern, au fost mai mulți sportivi, nu am fost doar eu. Da. Și fiind buzoieni, majoritatea, toată lumea era emoționată. Și aici la guvern, cu ce impresie ai rămas? Păi, în afară de ce acolo, de la monetărie, de nu știu ce, a ieșit și cu un plic mai, poftiți, luați-l ăsta al dumneavoastră că ați muncit, a ieșit ceva și financiar? Nu. 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 Asta e adevărul, toată lumea ne întreabă. Mai bine, că te învățai cu necazurile de mică. Nu, dar în diferite ocazii, deși, iarăși, nu știu dacă sunt promisiuni sau ce au fost, sunt niște lucruri spuse la momentul respectiv, da. Nu le-am spus eu, le-a spus domnul prim-ministru, că sportivii vor fi recompensați, că se va mări suma cu 50%. Că se dă ora înapoi, cum s-a și întâmplat. Da, pe principiul lupul latră, câinile se încalță, da. Ceva la modul ăsta. Da. Nu știm cine, dacă a primit cineva, dar în mod sigur, noi nu. Da? Singurul lucru care, în urma discuțiilor la momentul respectiv, să zicem că se vor concretiza iarăși în perioada următoare. La momentul respectiv, la ședința de la guvern sau la primirea de la guvern, a fost și conducerea COSR-ului, adică da, Mihai Covaliu și cu George Boroi. Aici a fost o discuție cu ei, în care și la inițiativa lor a zis că dacă vă putem ajuta cu ceva, că anumiti sportivi sunt cupriși într-un program olimpic, și a zis, da, ne dorim lucrul ăsta, nu știm ce presupune, nici cine, nu știu cu ce putem ajuta acum, dar uitați pe viitor, poate așa. Și ei au zis că nu poate COSR-ul să vină cu un program specific, ci din partea federației trebuie să vină să propună cineva și să propună acești copii să facă parte dintr-un loc olimpic. Eu m-am adresat conducerii federației, ne-a spus că suntem disponibili dacă putem intra într-un astfel de proiect, ea ca sportivă, eu ca antrenor, împreună, separat și așa. Deocamdată este un program pilot care va începe în 3 săptămâni. Și încă n-au avionul, da? Nu, e pilotul, dar n-au avionul. E un prim pas. Nu știm deocamdată derularea lui, pentru că și la federație sunt niște schimbări în momentul de față și la nivelul conducerii tehnice. Este acum director tehnic domnul Firicior Tomai, fostul antrenor al Simonei Halep,
un om foarte iscusit și foarte priceput și cu, din ce am înțeles și deci, discuțiile avute binevoitor, dovadă și discuțiile avute înainte de a pleca la Monte Carlo și toată disponibilitatea care a fost pentru a crea această echipă pentru Monte Carlo, echipa României. Și programul olimpic este de a include 6 sportivi, 6 băieți, 6 fete, ca până la Olimpiada de tineret FOTE 2023 să participe în fiecare lună cu o săptămână de pregătire fizică la Centrul Olimpic Izvora. Cu condiția ca Alexia să o bată pe numărul 1 nu, la senioare. Nu este o condiționare, cel puțin deocamdată nu este o condiționare. Nu știm, nici ei nu știu cum vor fi nominalizați. Vor fi nominalizați 2 băieți și 2 fete din cei 6 și 6. E greu de spus de acum cine va fi nominalizat la, știu eu, 15 iunie, când va fi lista finală, pentru că va depinde probabil la momentul respectiv de starea de forma sportivului, de rezultatele până atunci, dacă participă sau își dorește. Că eu, din discuție, sunt sportivi care nu doresc un astfel de drum, da? Nici noi nu știm deocamdată ce să alegem. Am zis că nu refuzăm o astfel de inițiativă, mai ales că a fost pornită de la mine ca și idee, nu ca format. Formatul nu așa l-am gândit eu l-am gândit cu totul altfel, dar dacă așa s-a putut, că financiar așa mai poate fi prins pe anul acesta ca și sumă într-un buget de desfășurare a Centrului Olimpic, nu pot să spun că nu vrem să-l facem așa. Vedem dacă vom participa la el în sesiunile respective, unul o săptămână pe noiembrie, una pe decembrie. Va depinde de calendarul ei, de starea ei fizică de la momentul respectiv. Le-am transmis antrenorului, directorului tehnic, că noi avem disponibilitatea să venim, dar nu putem garanta că vom participa lună de lună și să avem înțelegere în funcție de calendarul respectiv să participăm sau nu. Dinsul a zis, da, de principiu sunt de acord, nu știu dacă veți fi condiționați de participare lunară sau nu, sau aveți anumite derogări. Nu pot să spun la momentul respectiv, în momentul ăsta până nu se derulează programul. Asta referitor la ce a urmat, singurul lucru care a urmat după vizita de la guvern. Da. Alexia, cum e în momentul în care ai primit diploma aceea de excelență, scrie acolo domnișoare Alexia Tatu, ce înseamnă pentru tine recunoașterea asta așa? Păi, n-am primit doar diploma, am primit și ceva, nu știu, aia, machetă. Așa, plachetă. Plachetă. Da, o plachetă. Ok, o plachetă. Da, o plachetă. Și... Depinde unde, la guvern sau la... Aici, la ai noștri. La ai noștri, da, plachetă, o plachetă, o plachetă, da, o diplomă de excelență, o diplomă, o plachetă, așa, da. Este. Da, păi înseamnă foarte mult, adică îmi arată că mă susțin și că sunt alături de mine. M-am bucurat foarte tare, toată lumea era foarte entuziasmată că sunt acolo și că au... ei au șansa să mă cunoască și am șansa să-i cunosc și sper să nu fie prima și singura dată să se mai întâmple. Corect, așa este. Alex, te rugăm frumos să pui cadrul cu acela de fotografii, cu sponsor și cu vizita la domnul Țiriac. Domnul Caloian, înțeleg că e o premieră, da? Apropo de o junioară care este preluată de un sponsor, zic bine? Nu știu ce vă aveți zici. Un sponsor? Alexia are un sponsor? Sponsor? Da. Are mai mulți sponsori. Da, dar unul acum care am văzut a făcut și fotografii. Fotografiile le-am făcut noi. Așa. A fost, practic, un cadou din partea bunului meu prieten și mi-am dorit eu să aibă ea ca un bun portofoliu, odată cu semnarea contractului ei cu o firmă de echipament tehnic, mă refer la rachete și tot ce înseamnă bagaje și accesorii pentru rachete. E un contract în premieră pentru nivelul la care este contractul, adică este un contract de jucătoare profesionistă. Da. Deci am mai avut anumite propuneri de jucătoare de junioare, da? Cu anumite targeturi în sensul că trebuie să participi sau să faci sau așa. Aici, într-adevăr, este un contract profi de jucătoare profesionistă, chiar cu targeturi de prize money în cazul în care ea va ajunge în cei 4 ani și jumătate, 4 ani și 3 luni, ca așa e contractul, 4 ani și 3 luni, să ajungă să joace la senioare, să câștige anumite trofei. Alexia, cum te-ai simțit ca fotomodel aici? Fotomodel? Păi nu este prima ședință, dar am mai avut, asta a fost a doua. Și mie place, că îmi place să fac poze. Așa. Și a fost interesant. Da, o sesiune foarte reușită din punctul meu de vedere. Eu
am și un anumit simț critic din cauza așa, profesiei așa da. De zi cu zi și pot să spun că sunt niște un material foarte, foarte reușit cu care nu știu ce jucătoare profesionistă de la noi se poate mândri. Nu, eu iarăși nu am întâlnit. Adevărul că e de vină, că e fotogenic. Asta categoric, este, categoric. E și... Și, să zicem, latura umană și naturală și așa, plus partea fotografică și locația și felul în care a fost făcută ședința, a ieșit ceva de foarte bună calitate. Vizita la domnul Țiriac acolo? Cum a fost? M-a invitat? Sau cum? Da, a fost o întâlnire foarte, foarte scurtă cu domnul Țiriac, da. Când a fost pe teren, la, în cadrul Fundației Ion Țiriac, am fost ca fetele să facă premierea în cadrul unui turneu de tenis 10, organizat de fundație. Acolo a venit și domnul Țiriac să le vadă pe fete la un antrenament alături de Gabi Ghețu, care și el a fost susținut la un moment dat de fundație, nu mai e acum în mod explicit, dar a fost susținut. Domnul Țiriac l-a transmis fetelor că n-au decât să pună osul la treabă da. Și să-și ia niște bătăi. Adică în sensul că chiar dacă o să joace meciuri grele și așa, trebuie să obișnuiască cu orice or, să se fie și înfrângeri. Da. N-o să aibă, important aibă... să aibă ce învățat. Da, bineînțeles, da? Așa. Și că oarecum au mult de muncă. El a dat exemplu unor trei academii din Spania, doar una preferată de el, Academia lui Nadal, de care el este foarte apropiat. Așa. Și acolo unde practic tu ai și concurat, da. Nu? Colecția zilele... Un an, 11 luni da. Am fost. La 1 decembrie anul trecut am fost la turneu de Under 14 acolo, unde a ajuns în semifinală și finală de dublu, semifinală de simplu, finală de dublu. Da. Domnul Țiriac care să predoră, e un fel de sclavagism, adică zici da. Că în momentul în care te-ai băgat la oasă de treabă, Fedoros și așa le-a să-i exprimat, nu prea mai aveți loc de întors și vă duceți acolo la un casidu. Și ca să vii și mai sus, nu numai lapte, numai miere, numai zile ușoare, sunt numai lucruri nu. Pe care dânsul astăzi poate le cunoaște mai bine decât noi, nu avem niște propuneri concrete de așa, li s-a oferit fetelor... ca bonus în cadrul întâlnirii respective neapărat un set de echipament, un set mai larg așa de echipament da. de anumită firmă sportivă de echipament sportiv ca să le completeze gama lor de joc și de antrenament. Urmează să vină, o parte au venit din echipament, urmează să mai vină. Asta a fost așa ca un bonus al întâlnirii și necondiționat de nimic anume. Pe viitor mai pot fi contacte, suntem în relații cu ei și discutăm periodic, nu e o chestie zilnică, nu e o chestie punctuală, e de viitor, n-am refuzat-o în discuții, vedem ce se va materializa. Nu, nu avem nimic concret până acum. Da, nu știu dacă au luat fotografiile Alex cu trofeele, cu participarea la lotul național. Am citit o declarație a domnului Țiriac, cum că ar fi bine ca Alexia să treacă la un alt nivel în ceea ce privește antrenoratul, că de-abia acum se formează latura fizică, ați citit și dumneavoastră, legat de domnul Țiriac? Da, știm lucrurile acestea, le resimțim pe zi ce trece și noi. Suntem conștienți că e o perioadă de la 14, 15, 16 până 16 ani în care partea de pregătire fizică trebuie să fie, neapărat că trebuie să fie primordial, dar contează foarte mult și lasă urme bune sau mai puțin bune asupra corpului unei sportive. Adică asta e realitatea. Da, exact ține, ce a spus mai devreme. Exact ce am spus mai devreme și cred că zilele astea, chiar Sorana Cârstea zicea că na, asupra unei jucătoare de performanță și așa, lasă urme că da. Mai apare o centare, mai apare o gleznă, mai apare... La un moment dat vine și nota de plată. Mai vine și nota de plată, adică la 30 de ani, cu siguranță, ai și niște lucruri pe care poate nu le ai toată viața. Un om normal nu le are toată viața, dar un sportiv, cu siguranță, le va duce după el toată viața. Și atunci, ca să nu ajungi sau... Nu există să n-ajungi, că nu există sportiv să n-aibă accidentare. Eu n-am întâlnit. De când fac eu sport, de când știu eu. Dar dacă ajungi așa. Dar poate și acolo să accidentezi. Să sare calul pe tine. Face o întorsă la... Face o întorsă la mână. Nu. Apar inevitabil în funcție de timpul și de modul în care te poți accidenta, dar ce poți face să le diminuezi sau să le previi. N-ai ce să faci. Sunt inevitabile unele. Depinde de starea ta fizică sau nu, poate depinde de vreme, de căldură insuportabilă, de umiditate excesivă, de o epuizare, de o glicemie, de orice altă natură.
Din păcate, deși cred că ar mai fi fost loc de încă vreo 2, 3, 4, 5 ore de discutat, ne apropiem de final. Iată aici cu fosta tenismenă, Cătălina Crista, zic bine? Da. Da. Alexia, pe aceste imagini cu trofeele tale, cu toată munca ta de până acum, sunt convins că cei care ne ascultă acum în direct și ne văd sau în reluare, sunt și tineri, copii, adolescenți care ar vrea să-ți calce pe urme. Ce le poți spune, cum îi poți convinge să lase lucrurile alea prozaice, alea care trec și te trezești într-o dată mare și spui, domnule, n-am făcut mare lucru, deși toată lumea e convinsă că nu mai e nimeni ca persoana respectivă. Cum i-ai putea convinge, ce le-ai putea spune tu despre munca ta și despre ceea ce ar putea ieși frumos de aici pentru fiecare? Păi, în primul rând, aș putea spune eu să facă ceea ce îi pasionează și ceea ce îi place. Adică pasiunea adică, înainte de toate, da? Da, adică nu neapărat sport sau tenis sau așa, nu știu, și școală, nu știu, absolut orice. Și când fac ceva să pună 100% și să-și pună sufletul în ceea ce fac și să viseze, că să creadă în ei și să muncească. Trebuie să muncești oricând și acum când ești mic. La un moment dat în viață oricum trebuie să muncești. Da. Alexia, a fost o reală plăcere să te avem aici ca invitat. Sper că mine. Și ție ți-a făcut plăcere la noi și dacă da, să mai vii, măcar după fiecare turneu mare. Ca să nu te supra-solicităm. Domnica Loian, mulțumesc frumos și mulțumesc pentru noi. Prezență. Mulțumesc din suflet. Îi transmit și doamnei tatu că ne-a plăcut că a fost aici și dacă îi place, o mai așteptăm. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Eu nu spun schimb, vă mulțumesc pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit și vă dau o nouă invitație la o nouă ediție Sport Maxim. Până atunci, toate cele bune. Toate cele bune.